Deșteptarea. Bună dimineața. Ne bucurăm, tu te-ai întors zilele trecute de la festivalul de film de la Veneția. A fost a 81-a ediție. De fapt încă este, pentru că până pe 7 septembrie ține, nu? Mai exact până duminică, doar că mâine seară este marea gală de premiere a festivalului, așa că toată lumea va fi cu ochii pe palmaresul de anul acesta de la festival. Din ce am văzut așa în mare highlight-urile festivalului, Daniel Craig a fost aplaudat 9 minute în șir pentru rolul principal din filmul Queer, așa este? Așa este, dar nu asta este marea performanță a festivalului, ci faptul că Almodovar a depășit recordul la Standing Ovations de anul acesta, 17,5 minute, adică aproape 18 minute de aplauze pentru noul film al lui Almodovar cu Julian Moore și Tilda Swinton. Incredibil! L-ai văzut, nu? Nu, n-am apucat să văd, să știi că eu, în afară de filmele românești, anul acesta la Veneția, n-am apucat să văd nimic. Asta și pentru că era și foarte, foarte greu să mai prinzi un bilet la una dintre premierele mondiale. Și a doua la mână e că eu am venit între proiecte, adică nu am prins nici măcar filmul lui Almodovar. Sau îmi doream foarte, foarte mult atunci, că acum încă mai am niște second thoughts, ca să zic așa, filmul cu Lady Gaga și Joaquin Phoenix, Joker 2. Zici că n-ai văzut... Iartă-mă, Alexandra, o secundă, că am o curiozitate personală. N-ai asistat la momentul ăla de aplauze la record, nu? Nu, din păcate nu. Nu, că eu sunt curios cum se desfășoară, adică mi-ar plăcea să văd o înregistrare. Că n-ai cum, adică aplauzi un minut, două, cinci, șapte, bă, dar nu mai poți la un moment dat, adică te dor șarele, te dor palmele, te dor 17 minute, ești nebun, sau aplaudă cu pauze. Domnul Almodovar ne iertă, aplaudă pe rând. Băi, mai aplaudă tu, că frumos. Uite, pot să zic că la filmul românesc Anul Nou, care n-a fost prezent și el la Veneția, în premieră mondială, dar în secțiunea Orizonti, Standing Ovations-urile au fost undeva pe la vreo 8 minute, dacă nu mă înșel, pentru că e foarte complicat să cronometrez. Și asta zic, dar sunt... Am fanfara așa sau... ștafetă, sistem. Se aplaudă în continuu. În continuu se aplaudă, fără oprire. În momentul în care se oprește, se oprește cronometru. Cu 2-3 agitatori batem recordul, să știi. Dacă vrei, mergem la o dată la un film românesc și facem noi ceva frumos. Dincolo de asta, gândiți-vă că sunt 1400-1500 de oameni în toată sala aia, iar toată emoția aia cumva te cuprinde, adică nu ai cum, îți vine să aplauzi în continuu, dar e de precizat următorul lucru, că știi că s-a vorbit foarte, foarte mult în presă și s-a făcut așa foarte mare tamtam pe momentul lui George Clooney și Brad Pitt, foarte așteptat, doar că filmul lor și prestația lor în film a fost apreciată doar de 4 minute de aplauze. Decent, așa. Eu am văzut decent doar trailerul, dar mi se pare o prostioară filmul față de ce filme se făce. Oricum, filmele din ziua de azi sunt din ce în ce mai slabe, adică nu știu, de la un an la altul se depreciază calitatea filmelor. Nu te uiți tu, Luca, la ce trebuie. Eu sunt cinefil și mă uit la filme ca lumea. Nu, filmele astea mainstream nu mai sunt ce au fost doar. Se fac pe repede înainte, se fac buget. Am dreptate? Trebuie să mergi la festivalul. De aia trebuie să mergi la festivalul. Păi într-adevăr, da. Din păcate, uite, și Guadagnino, care tocmai ce a lansat filmul lui Queer, cu Daniel Craig în rol principal, se spune despre el că, da, este mult mai diferit decât Challengers, care ar putea să fie un candidat serios pentru Best Pictures la Oscar, dar nu se ridică la nivelul filmelor pe care l-a făcut Guadagnino până acum. Din păcate. Am înțeles că Nicole Kidman joacă într-un thriller erotic în Baby Girl și el a lasă un pic de așteptat. Da, în fine, e o discuție foarte, foarte amplă despre Nicole Kidman. Gurile rele, inclusiv eu, zic că ar trebui să se mai oprească un pic din tot botoxul și acidul hialuronic din lume, pentru că femeia, deși o actriță foarte, foarte bună, numai are un pic de expresie pe marile ecrane. Pare să că filmul e unul, deși a fost destul de așteptat, criticile au fost și cronicile au fost destul de rezervate apropo de poveste și apropo de prestația ei. Și o să vedem și pe Angelina Jolie metamorfozată în Maria Callas, într-un film biografic despre ultimele zile din viața celebrei cântărețe de operă.
Uite, aici a fost surpriza maximă. Pablo Larraín, regizorul care a făcut filmul ăsta, este un obișnuit al filmelor autobiografice. Despre Jolie se spune că e o candidată serioasă mâine seară pentru a câștiga premiul pentru cea mai bună interpretare. Ba mai mult, se pariază intens pe faptul că ea va fi una din nominalizatele de anul acesta la primile Oscar. Am înțeles. Înseamnă că o să ne auzim luni cu câștigătorii de la Festivalul de Film de la Veneția, Cătălin, să-i dezbatem aici în Deșteptarea? Cu siguranță facem asta. E foarte, foarte important să ne uităm mâine seară și sper că anul nou, care n-a fost singurul film românesc de anul acesta, foarte bine primit de altfel de critica de la Veneția, să câștige măcar un premiu. Are mari șanse și filmul ajunge în cinematografe din 24 septembrie, ceea ce e mare lucru și e de văzut, pentru că o să vă placă maxim. E regizat de Bogdan Mureșanu, singurul regizor care cu scurtmetrajul lui Cadoul de Crăciun a ajuns pe lista scurtă la Oscaruri în urmă cu câțiva ani, și povestea în sine o să vă placă, vă garantez. Anul nou. Cătălina Anchidine, îți mulțumim mult, mult de tot! Deșteptarea